fiecare moment care o să-l ții în minte este așa. Prieteni, nu uitați de like, de subscribe, nu uitați. Fiecare moment care o să-l ții în minte este așa. La bunica. Uite, e ora 8. Ana a luat puțin din suc cu acidulat. Nu-l vine bunica și vede. Ah, ce bine e. Suc acidulat. La noapte. Mine potule, mai vrea să te păiești, uite, miezul nopții m-ai și trezit pe mine din somnul meu, vai. Doamne, ce m-ai trezit, cu când te-ai venit la loc? Am mod din sucul ăla acidulată? A, da, aia, doar mai cu acidulată, că deja... Doamne, vălei, asta bea suc acidulată înainte de culcare. Hai, culcă de. Bine. Fiecare moment care o să-l ții în minte este așa. Cum decât tu spun că sunt niște simt pe jocuri, de niște sunt pe jocuri, degeaba se aude până cine le termină de cap pe taică, tu înțelegi? Doamne, maica lui Domnul! La vecin se auză, la vecin, ai înțeles? Opriște-o imediat pe la și pune mâna și vă să merg pentru casă acum! Ai mergi camera vede la tine, mergi pentru casă! Doamne, mică, nu am vrut să fac nimic! Fiecare moment care să-l ții minte este așa. Wow! Nepotule, doamne, ce te-ai lovit dacă trăiește medicată? Vale, acum trebuie să iau să merg apă oxigenată pe spirit sau ce n-ai mai e pe rețetă ca să-ți calmeze durerea instant. Urgență! De ce ai bunică? Doar e o simplă julitură. Nu comenta că sunt la popa, înțeles? Că se desfălă și nouă păcate. Doamne, mai calmeze. Fiecare moment care o să-l ții minte este așa. Mama, mă duc și eu alea ca afară. Ce te îmbraci tu așa când e începutul lui aprilie afară? Tu l-ai văzut că e mai frică afară? Ia zi-l mă cauci la tine, că doamne, și în acolo în tricou în, la începutul aprilie. Ce e asta? E dragi, ha! Nimic, pur și simplu se auzit zăpadă. Dar mamă, tu n-ai văzut că acum în aprilie s-a încălzit global și 23 de grade afară sau 24 sau cât o fi? Nu comenta! Că mă enervezi! Am mergut acum cu ceea ce am zis. Nu comenta! Fiecare moment care o să-l ții minte este așa. Cine a bătut la ușă? Da, de cine? Bună ziua, Tango Buculei! Suntem de la Protecția Copilului. Am fost informați că dumneavoastră v-ați jucat 45 de ore fără să vi se atragă atenția de către părinții dumneavoastră. Prin urmare, pentru acesta fapt acuzat va trebui să vă luăm și să vă ducem direct la casa, la casa de copii, mă numesc școala de corecție, și să stați acolo terare din cel puțin 5 luni. Mișcați, hai, că vă cu părinții dumneavoastră. Ok. Uite, dacă v-a plăcut acest episod, nu uita de like, subscribe, să despre acest video, părțile și o vizare. Pa!